Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Ne îndreptăm atenția, așa cum vă arată și titlul emisiunii de astăzi, pe cinstirea eroilor, pe manifestări care se desfășoară cam în tot anul 2016, una din organizațiile cele mai importante implicate în aceste evenimente de redescoperire a eroilor, de valorificare a acestui imens patrimoniu, patriotii, dacă se poate spune așa, este Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria. Avem plăcerea să revină în studio domnul colonel Walter Roga, președintele acestei organizații, căruia îi spunem bun venit. Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorii dumneavoastră și mă bucur că ne aflăm din nou la o nouă emisiune care tratează această problemă destul de importantă pentru noi, care ne ocupăm, pot să spun, zi de zi, despre scoaterea la lumină a noilor dovezi că pe teritoriul județului Gorj, la orice pas pe care îl facem, găsim, dacă pot să mă exprim așa, câte un erou. Cu siguranță au fost foarte mulți gorjeni care și-au pierdut viața în apărarea patriei. Pe teritoriul Gorjului s-au întâmplat foarte multe, dar înainte de a intra în istorie, efectiv, haideți să mai creionăm o dată trecutul organizației pe care o reprezentați, pentru că nu întâmplător sunteți în mijlocul evenimentelor, nu întâmplător vă preocupă soarta acestei cinstiri eroilor, mai ales în această perioadă mai vitregă din punctul de vedere al istoriei naționale, pentru că tot ce e românesc, deși scânte cu spune nu piere, da, nu piere la noi da. Cam se întâmplă exact inversul. Da. O să plecăm cu începutul și am să dau citire exact din statut, dacă îmi permiteți așa. Este vorba, ca lumea să înțeleagă, România Eroică, editată de către Asociația Cultul Eroilor de la București și am să dau citire la câteva paragrafe. Spune așa. Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război s-a născut din nevoia de aliniere a țării noastre la tratatele de pace impuse statelor participate la Primul Război Mondial, privind regimul mormintelor de război, dar și din datoria națională de a da o îngrijire pioasă mormintelor eroilor și de a comemora așa cum se cuvine faptele și sacrificiile celor căzuți pentru țară de-a lungul veacurilor. Societatea nu și-a limitat activitatea strict la cinstirea memoriei eroilor căzuți în războaie și la operele închinate acestora, ci și, așa cum se arată în statutul acesteia, la comemorarea tuturor oamenilor de seamă ai neamului care, prin grai, scris și fapte, au contribuit în toate timpurile la înălțarea țării noastre de astăzi și de totdeauna. Ce vreau să vă spun? Deci am subliniat acest lucru pentru că de multe ori ne găsiți la alte evenimente care nu au legătură poate cu eroii neamului. Ori noi prin statut suntem obligați să arătăm și să ridicăm în slavă, dacă pot să spun așa, și nu fac cu modestie acest lucru, pentru că au existat oameni de cultură care au participat la ridicarea neamului românesc. Prin deci, opere din să tot. Da, să înțelegem că dumneavoastră, de fapt, cinstiți tot ce este important din punct de vedere al istoriei, al culturii naționale, tot ce-i românesc, cum spuneam exact, eu mai devreme. Exact. Și referitor la acest lucru, pot să vă spun că pe 19 februarie anul acesta am participat, iacăte, la activitatea care a avut loc la coloana Fără Sfârșit, unde știți foarte bine că a participat ministrul secretar de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Anu Brâncuș peste tot și ne-am făcut și noi prezența acolo. Cu această ocazie am avut bucuria să predăm cele două numere ale revistei Gojul Eroic doamnei secretar de stat, care s-a bucurat, nici nu știa de fapt că avem așa o organizație destul de bine pusă la punct aici. De asemenea, tot referitor la oamenii care de cultură, Ion Popescu Voitești, știți foarte bine, cetățean gojan din comuna Bălănești, școala îi poartă numele, au fost două mese rotunde
și anul trecut și anul acesta la care noi am participat, bineînțeles cu mai multe asociații care avem protocoale cu dumneavoastră. Cred că va fi și în această toamnă o asemenea manifestare, din ce știu eu. Cam, da, așa au zis, să facă cam de două ori pe an, da. Pentru că activitățile sunt foarte bune și participanții de asemenea, te-am venit. Deci, iată că probabil să nu se mai pună întrebarea de ce suntem noi acolo, care este prezența noastră. Deci prezența noastră este foarte sigură pentru a pune în evidență și celelalte este, celebrități. Și este și importantă pentru că, practic, și oamenii de cultură sunt niște eroi, cu ghilimele de rigoare, da. Pentru pe acest front, dacă vă, al păstrării ființei naționale, a propășirii, să spunem așa, a poporului român. Refin. Nu trebuie să fii, poți să fii luptător nu cu arma în mână, poți să fii cu pixul în mână sau cu condeiu, da. Deci Ioan Popescu Voitești a fost primul român care a făcut Institutul de Arheologie la Cluj românesc. El l-a întemeiat, a făcut școala militară, a avut o profesie, probabil că din acest motiv a patriotismului l-a întemeiat să facă acest lucru și, bineînțeles, așa cum spuneați dumneavoastră, nu numai militarii sunt eroi, ci și oamenii de cultură care reușesc să aducă cât mai mult, regăsirea poporului român, recâștigarea mândriei naționale. Este adevărat și altceva, munca pe care o desfășurați dumneavoastră, această activitate de câțiva ani, de când s-a reluat, practic, că după 1989 s-a reluat cu adevărat activitatea la asociația pe care o reprezentați aici, a făcut ca să scoateți de sub cenușă, dacă putem spune așa, diverse lucruri despre eroii Gorjului. Vorbeam puțin mai devreme de emisiune Veneați din Arhive, sunteți cei care ați lansat, e vorba de acele liste de eroi care se află în alte țări, oameni da. Morți în cimitire de pe alte teritorii. În același timp, aveți un rol foarte important, reușiți în ultimii ani prin intermediul parteneriatului cu școlile, dar și prin intermediul relațiilor pe care le aveți cu comunitatea locală, să redescoperiți acele monumente care unele dintre ele erau abandonate efectiv în ultimii ani. Iată că încet, încet își dau seama și cei de acolo cât de importante sunt acele monumente și încearcă să le pună în valoare, sunt reparate, sunt diverse manifestări la fața locului, care înseamnă extrem de mult pentru istoria acestor meleaguri. O să, înainte să vă dau răspunsul la această întrebare, o să vă fac un mic comentariu. Aș vrea să vă spun că atunci când a luat ființă pe 12 septembrie 1919, Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, era să dezvolta sub patronajul Reginei Maria și bineînțeles că Biserica Ortodoxă era participa efectiv. V-aș vrea să dau câteva, nu-i bine nume, consistența sau constituirea asociației de cine era. Atenție! Din Comitetul Central făceau parte Ministrul de Război, cel al internelor, al domeniilor, al cultelor, al lucrărilor publice, Ministerul Muncii și Ocrotirii Sociale, șeful marului stat major al armatei, comandantul Corpului Jandarmeriei Rurale, comandantul Corpului Grăniceilor, secretarul general, ministrul de război și un profesor universitar ales de colegii săi. Păi vă dați seama că la această forță... Deci, practic, era jumătate din guvern. Jumătate din guvern era ancorat în această acțiune. În conducerea acestei... Sigur da. Că da. Și... apropo de ce spuneți dumneavoastră cu regăsirea monumentelor, spune așa aici. În privința ceremonialului de înhumare, aceasta se putea desfășura după un program stabilit de societate. Ulterior, în cimitirile eroilor aveau dreptul de a fi înhumați veteranii și invalizii de războiul de reîntregire, precum și surorile de caritate, infirmiere și cercetașii care au luat parte la război, dacă își exprimau dorința înainte de moarte. În niciun caz nu se permitea ca în cimitirul eroilor sau în parcela din cimitirele de garnizoane rezervate eroilor să fie înhumate alte persoane decât cele menționate anterior. Cei care încălcau aceste prevederi erau conform codului penal pedepsiți cu închisoarea de la 3 luni la 1 an, vinovați fiind considerați profanatori. Deci, acătă până unde se mergea. Era foarte strict ca fiecare să-și
cum să zic eu, să-ți recunoască locul în societate. Eroii erau venerați, li s-a deschis aceste cimitire de onoare sau parcele de onoare foarte strict, care de-a lungul timpului au mers până prin anii 50. După anii 50 știți foarte bine că nu s-a mai ținut cont așa de aceste cimitire de onoare, unele din ele au ajuns în paragen. Da, paradoxal că totuși, cel puțin în anii 70-80, regimul naționalist-comunist condus de Nicolae Ceaușescu a pus accentul pe partea națională, pe toate celelalte. Dar cu toate acestea, eroii au fost, cinstirea eroilor a fost o cenușereasă în partea de regim comunist. Și abia după 1989, de asta datorită eforturilor asociației pe care o reprezentați și altor organizații, dar mai puțin a eforturilor statului. Că aici avem o mare problemă. Ați vorbit despre ce important, ce personalități importante făceau parte din acest, iar acum, practic, asociația nu prea se bucură, chiar dacă aveți un sprijin din partea Ministerului Apărării Naționale, din câte am înțeles, în general, cei care sunteți în structură, sunteți foste cadre militare, cam aici se reduce sprijinul, din ce îmi dau eu seama. Da. Sau dacă nu e așa, puteți să mă contraziceți. Cam așa este, pentru că la nivel de municipiu, să zic așa, noi o ducem bine. Avem o relație bună cu primăria, în special prin domnul viceprimar Ari Tudor, la fel și cu domnul primar. Încercăm să facem, să ridicăm puțin Târgu Jiu, pentru că, așa cum v-a spus și anul trecut, nu avem un monument al eroilor gojeneni. Din păcate, acesta este un adevăr trist. Încercăm ca în acest an să ridicăm acest monument cu sprijinul primăriei. De asemenea, s-au demarat lucrările de, cum să zic eu, de reamenizare a cimitirului eroilor. Pe acolo gardul, avem problema aceea de a statuia, monumentul generalului Culcea, să nu mai vorbim de altul. Se pare că se va pune, s-a făcut un protocol între primărie și garnizoane, pentru că aici este marele necaz. Primăria nu poate să intervine că nu este proprietar. Deci primul pas s-a făcut acest protocol, se pune gardul de la nor și de la răsărit, deci este făcut, am fost la fața locului. Au venit și cei de la oficiu la fața locului. Ei, urmează pasul 2, zic eu, care este cel mai important. Tot așa, cu ajutorul domnului primar, să vedem, cu ajutorul Ministerului Apărării Naționale, ca acest teren să reintre, de fapt, în dreptul primăriei, cum a fost. Pentru că are altă posibilitate, atât din punct de vedere financiar, cum să vă spun eu, și material și fizic, să-l aducă așa cum era în 1917 sau în 1931, după ce a fost finalizat, când au fost aduși toți eroii din zona Gojului, de la Cărbunești, de la Rasovița, peste tot unde au fost aduși acolo. În total acolo sunt 820 de români și vreo 303 de nemți. Deci este cam și 55 de sovietici. Este un cimitir internațional, noi am discutat cu primăria, am propus un plan de reamenajare, sperăm să fie finalizat. Anul ăsta nu cred că se va mai putea, dar e bine că s-a început să facă cel puțin gardul, aleile, să nu mai dea acest aspect de... Bine, acum dacă ar fi logic și în același timp având în vedere manifestările care se vor desfășura în luna octombrie la Târgu Jiu, ar că ar trebui să fie gata. Da. Greu de crezut, e destul de întârziată situația. În același timp, măcar aspre să pune totul la punct pentru acel centenar pe care al Marii Uniri, de care toată lumea vorbește, s-a creat o comisie guvernamentală, se creează diverse comisii și comitete, numai să se facă ceva. Tocmai de asta, eu zic că ăsta este primul pas și este foarte important. Dacă primăria va reuși să facă și al doilea pas, așa cum am spus eu, și să preia acest teren unde să aibă hotărâre de plină ceea ce se poate face, atunci eu sunt sigur că la marele centenar din 1980 vom avea cu ce să prezentăm cu totul altă față. Adică calea eroilor legate de cimitirul eroilor. Eu cred că se poate face acolo și un punct turistic. Este foarte, foarte... Da, și avem ce arăta la Târgu Jiu. Plus că aici s-au desfășurat lupte. Să nu uităm că în toamna anului 1916 aici au fost adevărate pagini de eroism. De pe Valea Jiului până la Dănești și toată cealaltă... De fapt, dumneavoastră a și urmărit aceste... cu diverse manifestări, ați urmărit foarte atent această zonă. În ultimile săptămâni, practic, aveți bine, ați avut manifestări tot anul, dar cred că v-a
și concentrat, începând cu cele de la nivelul județului din 26-27 august, și până în noiembrie, că am înțeles că ultima activitate ar fi programată la începutul lunii noiembrie la Dănești, practic aveți o serie de asemenea manifestări. Una dintre ele, de la care avem și imagini, pentru că aici am colaborat, să spunem așa, și o să rog colegii din regie să ne dea drumul la acele imagini, s-a desfășurat la Școala Gimnazială Antonie Mogoș, împreună cu Primăria și Consiliul Local Bălești, chiar săptămâna trecută, cu prilejul zilelor comunei. Acesta a fost afișul manifestării, practic a fost un simpozion de istorie la care au fost și au dat mâna mai multe organizații, locul important jucându-l arhivele, Asociația Cultul Eroilor, școala, iată reprezentanții inclusiv Primăria și Consiliul Local Bălești. Asta e o primă imagine de la deschidere. Societatea Științei Istorice reprezentată aici prin domnul profesor Gheorghe Nichifor. Această manifestare, iată, la care au participat atât cadre didactice, cât și copii și invitați din comunitatea locală, a fost de mare amploare. O să vedem că deci comunicările ținute au continuat după aceea, inclusiv cu acel marș pe care o să-l vedem. Ce impresie v-a lăsat această manifestare, având în vedere că nu sunteți la prima activitate sau nu suntem la prima activitate în comun, ca să spunem așa? În primul rând că m-am bucurat foarte mult că am reușit și ați reușit în mod excepțional să duceți la bun sfârșit această acțiune. De ce spun? Pentru că perioada, știți foarte bine, copiii sunt în vacanță, sunt așa, e greu să-i adun. Știu și eu la rândul meu că e foarte greu și de aia pe timp de vară nu prea avem așa, să zic, putere mare de... Dar ați reușit să faceți un lucru foarte bun, foarte frumos. Efortul știu că este foarte mare. Și m-am bucurat pentru că în mijlocul nostru avem și domnul primar. Eu vreau să vă spun că este tânăr, l-am văzut, am discutat cu dumnealui și așa cum v-am promis și dumneavoastră și în același timp v-am și dat așa puțin o provocare, ca să zic așa, să fiți prima comună care să facem cartea de aur, și eu zic că vom realiza, pentru că domnul primar, l-am văzut că este foarte interesant și este și mândria dumnealui pus în joc, având în vedere că în același timp comunitatea a răspuns atât de bine chemării dumneavoastră. Da, aici a fost marșul care a început de la școală și a mers spre monumentul cel mai apropiat, de fapt, cel din satul Ceaurul, monumentul nou, refăcut în ultimii ani, pentru că mai avem și un monument vechi care în momentul de față a fost dezmembrat și care... Acum, și aveți aici un rol foarte important, ni s-a promis că va fi refăcut, pentru că acela are istorie, practic, din perioada interbelică, să-l montăm chiar în curtea școlii. Copiii să fie aproape de... Cred că este locul cel mai bun care poate fi ales, pentru că, fiind în curtea școlii, acolo se prinde numai copii, ci și părinți și cadre didactice care vă vin de asemenea în schimburi de experiență, și atunci eu cred că este cel mai bun loc pe care dumneavoastră l-ați ales și putem să facem un lucru foarte bun pe această linie. Acesta este monumentul, acolo s-au depus mai multe coroane, inclusiv cultul eroilor a fost implicat în tot ce a însemnat acest eveniment. Bine, a fost o organizare militară până la urmă, nu spuneam întâmplător. De-aia spuneam și aici că ați văzut, v-am citit aici, în care spunea că totul se făcea numai sub conducerea Asociației Naționale. Deci așa a fost, așa a rămas și cred că așa este și normal să fie, pentru că eroii, de asta spun, nu sunt ai noștri, sunt ai tuturor și atunci trebuie să le dăm... Da, și aici o parte din participanți, chiar lângă monument, au făcut o poză de final pentru cei care participaseră în această zi de vacanță, dintre ultimile de vacanță. Să știți, încă o dată repet, este un lucru, eu nu ce-a săcut, s-a dus copiii de acolo, s-a dus cadrele didactice, hai să-i spun că cadrele erau în activitate, dar oricum au venit și au venit, eu cred că după câte am văzut acolo, un număr destul de mare. Nu cred că dacă ați avut lipsă 1-2, după câte cunosc eu colectivul de cadre. Așa că efortul a fost foarte mare din partea dumneavoastră, în primul și din partea cadrelor. Nu, evenimentul i s-a dat să spunem așa, o importanță deosebită, chiar dacă n-a fost nici în 27,
când se, să zicem, se sărbătorea normal și nici în octombrie. Dar trebuie spus că, apropo din băleșteni, foarte mulți dintre băleșteni, cu ocazia asta și lansat un supliment al monitorului de Bălești, numit de suplimentul Eroii Comunei Bălești, care s-au jertfit pentru patrie în primul război mondial. Și aflăm de acolo că, deci, am avut 261 de eroi, deci decedați, dispăruți și răniți în primul război, în războiul de reîntregire. Eu zic o cifră mare, dacă, bine că după ce îmi spuneați dumneavoastră mai devreme, au fost zone care au avut și mai mulți eroi, dar eu zic că pentru vremea respectivă cifra este una reprezentativă și arată implicarea acelei zone, cum au fost și alte zone din Gorj, în evenimente, practic în salvarea țării. Cum spuneam la începutul emisiunii, spuneam eu că pe oriunde mergem găsim câte un erou și nu spun așa asta cu să ne aflăm în discuție, ci este pur adevăr. De aia și la dumneavoastră acolo, dom'le, efortul pe care l-a dat comunitatea este enorm. Gândiți-vă că ei au plecat pe front, în spatele lor au rămas copii care a rămas cu o mamă singură, care probabil că n-avea decât gospodăria să poată să îi aibă în întreținere. Eu vă dau exemplu la mine, străbunicul meu a plecat pe front, în total au avut 11 copii, așa a avut Dumnezeu, n-a rămas în final decât cu 3, iar pe ultima care s-a născut, nici nu știu dacă prea bine a putut-o să o vadă, pentru că s-a născut prin 17, ori el deja era plecat pe front. De asta spun că viața a fost foarte dură. Dacă vreți, în ghilimele putem să-i numim eroi și pe cei care au rămas acasă. Pentru că așa cum scrieți dumneavoastră în monitor, ați văzut la ce au fost supuși de către trupele de ocupație. Dar surprinzător, nu atât de trupele de ocupație, ci de acei vânzători de neam și țară, practic, care au trecut de partea... colaboraționiștii. Hai să le zicem așa, da? Și noi știm foarte bine ce au făcut și ăștia au fost întotdeauna, s-a întâmplat că se jupoaie pe românește. Pe cei care au stat acasă. Știți foarte bine, condițiile erau grele. Ei, ori tocmai asta se întâmplă acum, fiecare comună au rolul lor în înducerea războiului. Vă povesteam atunci, așa, trebuie să mergem împreună și cu domnul primar la Stolojeni. A venit un preot tânăr, dornic să facă treaba acolo. Am fost la bisericuță, sunt două monumente, un monument nou și monumentul vechi, care și pe ăla trebuie să reabilităm. Biserica e și ea foarte frumoasă, aranjată, o să o bage în renovare la pictură. Și eu zic că și acolo trebuie să mergem să facem o vizită de lucru așa scurt, pentru că și acolo sunt... deci nu există loc unde să mergem să nu găsim eroi. Dacă vreți, pe mine m-a surprins lucrul ăsta și o să vă spun. Deci astea sunt date cert. Deci comuna Arcan, vechea comună Arcan, cu Godine și cu totul pe unde mergea, în primul război 1916-1919. Ce vreau să specific? În documente găsim, domnule, este surprinzător. Pentru că marele stand major... așa și sublinează campania 1916-1919. Numai noi zicem că a durat 2 ani. N-a durat. Războiul pentru români a durat 3 ani. Dar regimentul 18 Gorj, apropo, unde s-au regăsit majoritatea gorjenilor, au fost și pe frontul din Ungaria. Exact. Deci automat e 1919 și din nefericire unii au pățit-o. Am avut ocazia să ascult săptămâna trecută la televizor tot așa cineva care spune și campania din 1919. Foarte puțin recunosc acest lucru. Nu se vorbea de 1919 înainte de 89 și am rămas cu obișnuința respectivă. Da. Mai găsim monumente pe care scrie, să știți, scrie 1916-1919. Le găsim și aceste monumente. Ei, deci vorbeam de Arcani și în primul război mondial sunt 973 de eroi. Și la eroi știți noi că i-am spus și pe aia săracii care au dispărut, pentru că ei au dispărut din anumite motive. Care nu se mai găsesc. Intră tot așa acolo și vreau să vă specific că Ministerul de Război spunea în campanie mort, dispărut, invalid și așa mai departe. Foarte interesante documentele pe care le au. Iar în 1941-45, 415 eroi. Ia gândiți-vă, sunt peste
1400 de eroi. Numai în zona, de ce sunt și în zona aia? Pentru că luptele acolo au fost în Arcanii, Lelești, Rasovița, unde într-adevăr a fost concentrarea cea mai mare când s-a pornit. Da, în urmă cu 100 de ani s-au dat lupte grele în acea zonă și pentru noi gorjenii, cu siguranță evenimentele și anunțate acum de comemorare la 100 de ani, anunțate pentru 1 octombrie, devin foarte importante. Spuneați foarte bine, e nevoie de un monument al eroilor la Târgu Jiu, pentru că, practic, în momentul când vorbim de eroi, ori mergem pe monumentul Ecaterina Teodoroiu exact. Din centru, ori mergem la cele două tunuri de la Podul Jiului, dar un monument dedicat eroilor nu avem și știm ce e problema și în cimitir. Pe de altă parte, faptul că și autoritățile locale par mai deschise ca altă dată spre acest tip de evenimente, eu mi se pare salutar și vă spun dintr-un alt punct de vedere, și anume, scoțând în față acest eroism al românilor, acel patriotism deosebit care ne-a făcut să mergem în războiul de independență, în primul și al doilea război mondial, ca să vorbesc doar de evenimentele mari. Noi avem morții și în războiul din 1913, chiar dacă n-am tras niciun foc de armă, asta e altă treabă. Aceste exemple ar trebui date și tinerei generații, pentru că n-avem modele. Modelul de erou, de om care s-a sacrificat pentru binele patriei, eu zic că e cel mai bun exemplu pentru un tânăr despre cum se iubește țara și ce înseamnă patriotismul. Că vorbim noi și la televizor și pe oriunde patriotism și nu știu ce, dar de fapt facem totul împotriva acestui deziderat, ba din contră, în momentul când vrei să fii patriot pentru risc să te de declare naționalist și alte chestii, se pune o etichetă și nu e în regulă. Apropo de ce a spus dumneavoastră, că avem deschidere așa puțin către autoritățile locale, într-adevăr, deschidere găsim. Și de ce vreau să vă spun că trebuie să fie mai mare această deschidere, începând de la domnul prefect, de la Consiliul Județean, de la primăria municipiului, pentru că pe teritoriul județului Gorj, în cele 3 luni că s-au dus luptele, au participat 25 de regimente. Nu cred că mai există vreun județ în care să participe atâta armată. Din populația Gojului și-au găsit sfârșitul peste 10.600. Deci numai în primul război mondial. La fel, 10.600 de civili sau de soldați? De militari. De militari. De militari, ne vorbim aici de militari, care ei s-au dus să lupte pentru neamul românesc. Da, există niște statistici, dar nu m-am lămurit până, sunt și persoane civile care au pierit în luptele acelea. Ba, erau cu vitele și au intrat între linii fără să vrea. Alea sunt bine, accidentale. Sunt accidentale, sunt victime colaterale, dar eu vorbesc de cei care au plecat în luptă. Unii, deși au dat, cum să zic eu, jertfa supremă pe câmpul de luptă, unii au dispărut, unii au rămas pentru toată viața lor schiloși, invalizi. Și atunci, pentru cei 10.600 de suflete care nu-i mai regăsim astăzi și care s-au sacrificat pentru neamul românesc, eu zic că e bine să, orice moment pe care noi îl găsim, putem face aceste manifestări și să ridicăm acest monument. Aș vrea să vă spun că inițiem ca prin octombrie să ajungem și pe la Lelești, zona Rasovița, acolo unde practic a început, de acolo a început ofensiva armatei către granița cu Austro-Ungaria. Așa că eu zic că și la Lelești avem acolo ceva de făcut. Îmi pare rău că domnul primar, fostul primar Rotaru, nu mai este acum acolo. Cu dânsul aveam o colaborare, ne propusesem exact ce trebuie să facem. Dânsul ne promisese că refacem monumentul de acolo. Este unul din monumentele, zic eu, cheie ale județului Gorj, iar noi am dat anul trecut în revista Gojul Eroic despre eroul necunoscut și din cele 10 sicrie, unul este plecat de la Rasovița. Așa că și acolo trebuie să ne aplecăm asupra acestei acțiuni de refacere a monumentului și ce este mai principal, refacerea celor două cruci, o troiță și crucea nemțească, care stau practic față în față și trebuie, crucea nemțească în momentul de față este deteriorată
masiv, nu se mai vede practic nimic din cele, din brațele care sunt puse. Brațul orizontal pur și simplu este ca și căzut, nu se mai vede nimic. Așa că trebuie să ne orientăm și acolo. Și sper să am o colaborare bine și cu nou primar, încă n-am ajuns la dumnealui, dar sper să facem acest lucru. Vorbeam mai devreme de faptul că ați inițiat o serie de parteneriate cu școlile, sunt deschise cercuri cultul eroilor în diverse unități școlare din județul Gorj. Ce ne puteți spune despre această inițiativă și care, cât de eficient este acest parteneriat? Hai să vă spun că orice lucru la început e destul de greu până încep să-l urnești. Un parteneriat foarte bun îl avem cu liceul Spiru Haret, pedagogicul. Acolo avem un cerc foarte, foarte activ prin prezența domnului profesor Pința, care este și vicepreședinte la Cultul Eroilor. Am reușit să facem un colectiv de elevi nemaipomeniți foarte, foarte buni. Am lansat deja, cum să zic eu, un in al Gojului, care trece prin toată istoria neamului românesc și de multe ori am avut în acest an, în aprilie, când a venit domnul general Visarion, mi-am făcut o surpriză și l-am dus la liceu, am lansat, ca să zic așa, colțul, cultul eroilor, se numește Ioan Fost Învățător și o să vă spun de ce și așa. Acolo, inclusiv domnul director al liceului a rămas surprins când a văzut ce calitate de au acești copii și după aceea, pur și simplu, l-a luat pe domnul profesor de muzică și a zis: băi, peste 2 săptămâni de zile vezi că avem, nu știu, concursul cu liceul, facem știu câți ani, vreau să fie mai tare decât a fost acum. A ieșit un spectacol foarte, foarte frumos, de-aia v-am spus că și domnul general Visarion a fost foarte încântat. De asemenea, avem și vreau să vă spun că elevii se implică. Dacă îi ajuți, dacă îi arăți, participă cu, să vedeți cu câtă bucurie. Știți că de multe ori există așa un fel de corvoadă. Iar mergem încolo. Ei, domne, acest lucru s-a schimbat. Copiii vor să afle noutăți. De asemenea, la Ecaterina avem cerc. Am fost la ore de dirigenție în care să le arătăm copiilor despre anumite evenimente ce se întâmplă. Ei, interesul, dacă la copii le spui și le și demonstrezi niște lucruri, încep să capăte atenție, să citească, să vadă că lucrurile nu sunt chiar așa. Eu am spus și repet încă o dată, nu numai profesorul de istorie trebuie să facă acest cult al eroilor, ci și profesorul de română, dacă are, și profesorul de geografie, pentru că luptele astea, bătăile, nu s-au dus în aer, s-au dus pe anumite locuri. Și atunci este principal ca și profesorul de geografie la ora lui să atace, domne, un minut. Uite, în data de a fost așa. Eu sunt la ora actuală mulțumit, mai avem bine multe de făcut, avem la Leleș, la Bălănești. Cercuri la Bălănești, de exemplu, am fost surprins că atunci când a zis, domne, cine se înscrie în cercul ăsta, așa, așa, jumătate din participați s-au înscris la acest cerc. La fel la Leleș, copiii de acolo. Și cel mai mult deviza pe care o avem noi, Renașterea Mândriei Naționale, vreau să vă spun că înainte de ziua ei internaționale, unde am participat de asemenea cu 500 de copii de la Cercul Cultul Eroilor din școli, nu 500, 100, 100 de copii, peste 100 de copii am avut noi acolo, vreau să vă zic că noi peste tot unde mergem le cerem profesorilor și domnilor directori să-mi îmbrace în costumul ăsta național, în ea românească, pentru că așa simt și ei, domne, originea lor acolo este, în satul românesc, și ei trebuie să lupte pentru satul lor, să învețe și să se întoarcă în satul lor, să participe la ridicarea satului respectiv de unde am plecat. Asta este cel mai principal lucru, să învățăm pe copii să se întoarcă la locul lor de parte. Da, din nefericire unii nu mai au unde să se întoarcă, apropo, este de satul adevărat, tradițional. Da. Și afectați sau și nu mai au legăturile efectiv. Familia lor a pierdut legăturile de unde se trăgeau, să zicem, bunicii, strămoșilor. Da, spuneți, vorbiți foarte interesant despre aceste cercuri și vă întrebam
cam ce pondere au ele? Ați amintit câteva cazuri, câteva licee reprezentative, câteva localități limitrofe? Spuneați în urmă cu circa 2 ani când ați demarat această idee, că ideea ar fi să se meargă până la, în orice caz, aproape la majoritatea acestor unități. Cam unde sunteți cu acest proiect așa, estimativ? Păi, estimativ, zic că suntem cam așa, cam la 15%, pentru că știți de ce? Este foarte greu. Aici avem iar o problemă. Noi v-am spus că nu primim niciun fond de nicăieri, niciun ban de nicăieri și totul facem pe buzunarul nostru, ca să zic așa. Știți că localitățile sunt la 40-50 de kilometri de depărtare și este foarte, foarte greu să ajungem. Dar eu zic că încet, încet o să reluăm acțiunea. La ziua, când am sărbătorit ziua ei internaționale, am reușit să contactez cam vreo 7 școli și licee. Și de-aia vă spuneam că vara este mai greu să faci această acțiune. Odată cu începerea școlilor, o să începem din nou în zona Motru, unde deja avem, o să ne ducem la liceul tehnologic de acolo, să facem și mai... Avem cu cele două școli de acolo, urmează cu liceul. Avem cerc la Căpren, o să ne ducem la Șteja și zona cealaltă de acolo, o să facem, la Stoina, o să facem și acolo. Deci este mai greu cu localitățile care sunt mai depărtate. Și atunci ideea noastră este să ajungem la localitățile mai depărtate, pentru că celelalte sunt mai ușor lângă noi. La Cărbunești avem nicio problemă, o să ajungem și la liceul de la Cărbunești. Este foarte, foarte, foarte greu pe această linie. Ce să vă zic? Nici n-ai unde să te împarți, adică dacă ne ducem doi într-o parte, doi trebuie să alegem partea cealaltă. Ori în varianta asta cresc cheltuielile și nu ne convine. Asta este adevărul și atunci zic, mai bine preferăm, mergem 3 sau 4 odată, ne urcăm în mașină și luăm direcția și facem 2 școli, 3 școli, cum suntem pe ele, după ce luăm legătura, bineînțeles, cu conducătorii de unități. Altă întrebare, până o să vă citesc și 2 mesaje, cred că erau. Da, nu, 3 mesaje, dar înainte de aceasta, cum faceți de reușit să, iată, ați ajuns cu Gorjul Eroic, această publicație deja devenită cunoscută, la numărul 2, de fapt numărul 1 din acest an? Da. Cum facem? Deci... Păi în ziua de astăzi se editează destul de greu asemenea publicație, adică costă. Foarte greu. Trebuie să recunosc că am încercat în Târgu Jiu și ne-a costat foarte, foarte scump. Ei, am ajuns printr-o întâmplare la Vânăta, la o manifestare de Sfântul Trifon. Acolo l-am găsit pe domnul de la Semănătorul, din vorbă în vorbă, și am zis, hai domnul, uite că vedem, uite, am eu pe cineva, că și dânsul editează pe acolo, vedem. Ei, și vreau să vă spun că am găsit revista să ne facă sub 5 lei, 4 lei și 90 de bani. Păi în varianta asta, mă costa să mă aduc de la Iași cât mă costa, dar nu mă costă cât mă costă aici la 8 lei. Este destul de avantajos. Iar aia color m-a costat 10 lei. Înțelegeți? Și noi, revista asta, pe copertă avem așa, ne păstrăm noi să facem regimentul 18 goși din anul 38-39 cu comandanții. Pe spate avem anul Brâncuș 2016 cu ansamblu comemorativ, da? Aici în spate avem Crucea Eroilor Neamului ridicată la Dănești de către asociație și pe prima copertă pe interior avem despre acțiunile noastre editate, desfășurate în prima parte anului 2016. Deci așa facem, iar banii bineînțeles că îi punem noi și cu această ocazie mulțumesc colegilor mei de din conducere, domnului profesor Haidău, domnului Retezeanu, domnului Pința, domnului Ghindă, bineînțeles, care am făcut chete separat și am reușit să facem acest număr. Da, foarte interesant și deci felicitări până la, pentru această, și mai ales că e un proiect foarte interesant această revistă. E un mesaj așa, vi-l citesc exact așa cum stați că între timp s-a adus. Spune așa, suntem din Turceni, foarte interesantă ideea legată de acest cerc. A fost discuția și la noi în școală că se va face, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Da, discuția a fost întâmplător, m-am întâlnit cu o profesoară
în tren, mergeam către București, ne-am întâlnit acolo, i-am spus eu, doamne profesor, a zis, uite, zic, aș vrea să facem un cerc acolo. Încă o dată repet, dumneavoastră, știți că nu sunt o directoare, nu știu, era o problemă, au trecut și alegerile ăștia, sperăm să găsim oamenii deschiși la această acțiune, dar le promit celor din Turceni că o să ajungem acolo și o să facem. Știu despre ce este vorba și o să facem. Da. Și un alt mesaj. Domnule comandant, mă bucur că după ieșirea la pensie păstrați flacăra vie a patriotismului național, spune cineva. Mulțumesc. Așa, și mai avem și o întrebare, al treilea mesaj, care sună așa. Da. Cum pot să devin membru al acestei asociații legată de eroi? Sunt elev în clasa 6-a la școala gimnazială Novaci. Noi o să ajungem și la Novaci, dar dacă el vrea să ajungă acolo, deci o să ajungem la Novaci pentru că, așa cum vă spuneam, un număr, deci Arcanii, să știți, comunul Arcanii pe primul loc, pentru că cei mai mulți sunt în Novaci. Foarte interesant. Foarte interesant, o să ajungem și la Novaci acolo și la primărie și la tot. Noi am fost, am făcut un turneu, pot să spun, pe toată latura de sub munte, am trecut prin toate monumentele, inclusiv cu Andrei, care e poate unul dintre cei mai buni colaboratori pe care i-am, și am făcut o evidență cu toate monumentele, cu tot ce se găsește acolo și o să ajungem și la Novaci. Da, să precizăm totuși că e vorba de colegul nostru și colaborator, da. Andrei Popete, Andrei Pătrașcu, Popete, domnul profesor, da, ca să, da, pentru da, cei da, care nu știu din, da. Din cei care ne-au. Și cu ocazia asta îl salut dacă o să vadă mâine emisiunea. Spunea că ne vede online astă seară, da, că foarte... se vede direct și în online. Da. Mă bucur atunci și de asta spun că am făcut lucruri frumoase, continuăm să le facem. Și deci îl asigur pe copil că o să ajungem la Novaci. Dacă el vrea neapărat să fie înaintea colegilor lui, nu-i nicio problemă, îi pot da numărul mai târziu dacă se poate. Da, deci pe numărul de SMS, dacă îl interesează, să putem să-i trimitem și numărul de telefon de contact al dumneavoastră. Da, da. Deci, de se poate, dacă vrei. Suntem pe final de emisiune, cu siguranță ar fi fost multe altele de dezbătut. Ar fi de, întorcându-ne acum la istoria, ne spun colegii din regie că ne mai lasă câteva minute. Da. Haideți să vorbim despre evoluția acestei organizații în perioada de după 1989. Cum spuneam, în perioada, am lăsat istoria, am întrerupt-o undeva, pentru că am intrat în alte, să zicem așa, subiecte legate de această tematică. Da. După 1990, practic, sunteți cea mai puternică organizație care se ocupă de eroi. Mai avem câteva care să fac cam același lucru sau, în orice caz, sunteți complementare pe aceste activități, dar deveniți de la an la an tot mai cunoscuți și în același timp și cu rezultate palpabile, că până la urmă una e să spui am organizația nu știu ce și alta e să arăți, uite, dar am făcut și acest lucru. Știi ce mă dă la pe mine cel mai mult? Pentru că întotdeauna în România, parcă e un făcut, parcă se blestemați așa de Dumnezeu. Mă, dacă vezi că ăsta face un lucru și eu fac același lucru, hai să ne unim să facem... Ei, întotdeauna a existat o chestie, în loc să ne concentrăm și să mergem toți înainte pe această problemă, probabil că fiecare, știți că în momente cum vin mai multe idei așa, mergem pe o chestie mai bună. Te doare totuși când vezi că unul trage, hei, unul cea. Ce să vă zic? Noi ne mergem înainte, ne vedem de treabă, căutăm și vreau să vă spun că aceste căutări sunt foarte laborioase, presupune efort enorm, cum să zic eu, și sacrificiu, dacă vezi că în loc să-ți rezolvi problemele tale, faci acolo. Nu mă laud, nu vreau să... Dar astăzi am fost la ora 9 la arhive și am plecat la ora 2 și jumătate de acolo. Înțelegeți? Mâine tot așa. Adică sunt perioade în care trebuie să faci anumite sacrificii și bineînțeles că mulțumesc pe această cale familiei, soției în special, că mă înțelege și merge și mă lasă în pace să-mi fac acțiune. Și colegii mei la fel. Ei, asta înseamnă să crezi în ceea ce îți propui. Și eu am spus că întotdeauna, fără un crezământ, fără un țel bine determinat, nu poți să duci la bun sfârșit. Deci ăsta este crezul nostru, că trebuie să mergem până la capăt și să arătăm că românii trebuie să țină capul sus. Nu așa cum astăzi se vehiculează ideea că trebuie să lăsăm capul jos și să așteptăm
ce-o dat Dumnezeu. Vremuri mai bune. Da. Apropo de proiectele pe care le aveți pentru perioada următoare, în afara acestor manifestări dedicate centenarului, care clar că sunteți implicat direct și am dat câteva exemple și cu siguranță vor mai fi și altele și o să le vadă și telespectatorii, o să se afle și din presă, o să vadă cei unde participați direct. Ce alte lucruri aveți așa mari de anvergură? Trebuie să reluăm concursul despre eroii neamului și în special despre momente, despre monumente. Ce se întâmplă? Monumentele din județ nu arată bine. Adică sunt larg când spun că nu arată bine. Pentru că ele deja sunt, nu se mai vede scrisul, ciublite și așa mai departe. O să începem o campanie de reabilitare. Adică, conform legii 379, primarii care sunt proprietarii acestor monumente trebuie să se ia după lege. Și atunci trebuie să treacă urgent, pentru că eu le-am mai spus că am balatos cu care am discutat, dom'le, vine 1918. Pe acest teritoriu au fost și trupele germane. Și o să vină, să vadă, păi unde sunt ăștia mormântați, unde sunt, arată mormântul ăla, fă-n pe ăla, fă-n pe ăla. Și noi ce o să arătăm atunci? Ce o să facem? Deci neapărat trebuie reabilitat acest set de monumente, pentru că ele până la urmă ne scot în evidență pe noi români. Deci unul din punctele forte va fi acest lucru. Și punctul 2, am discutat cu domnul profesor, unde deja avem cercuri, să facem un concurs, din nou să reluăm acel concurs despre eroi și despre monumente, pentru că fiecare monument, să știți că n-a fost ridicat aiurea. El are o poveste adevărată. Cineva s-a implicat, cineva care a avut în nume, în familie, eroi care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. Și atunci noi trebuie să cunoaștem. Și să știți că fiecare nume de acolo reprezintă ceva. De-aia vă spuneam că în spatele acestui nume a rămas o familie, au rămas copii. Când s-a înființat acest semn aducerii aminte, a fost foarte clar, zice așa, pentru cei care și-au pierdut un fiu sau fiul în... Ei, gândiți-vă că au fost situații în care și tată și fiu au dispărut, dar tot fiul a rămas. Înțelegeți? Și atunci pentru ei, pentru cei care s-au sacrificat, e bine. Au fost familii care au pierdut 5 copii, 4 copii. Da, cu siguranță și vă urăm succes și în acest proiect. Este foarte important că numai mâine nu-i poi mâine și numai anul viitor mai este la mijloc. Exact. Și avem 1918 cu mari răspundări și în același timp o cifră rotundă. Și mai vedem și ce se întâmplă cu acele teorii de spargere a statului român și alte lucruri. Cred că rămân povești în Uniunea Europeană de astăzi, dar și ucrainienii probabil spuneau același lucru acum câțiva ani înainte de a se trezi că le să ia Crimea. Exact. Din nefericire, istoria este ciudată câteodată și cine nu are grijă de ce le-a dat tot ea, s-ar putea să piardă acele lucruri. Deci trebuie să fim și acest patriotism, această cinstire a eroilor face parte din această luptă pentru păstrarea ființei naționale. Eu zic așa, să nu ne fie rușine că suntem români și să arătăm lumii că nu e așa cum zic ei. Că toți zic, domne, românul s-a dus, e așa. Nu, românul a stat pe pământul ăsta și gândiți-vă că a stat la confluența celor trei imperii, da? Și a rămas. Și dacă nu stătea în picioare, nu putea să reziste, indiferent ce zic unii și alții. Dar așa cum ne consideră ei, că românii au rămas aici pe acest pământ. Și surprinzător că n-au reușit să ne supună. Nici, dacă vreți, romanii, nici nu punem în calcul că nu ei n-au supus pe noi până la urmă, ci limba noastră a avut de câștigat. Cu siguranță românii s-au format prin această contopire, dar faptul că am fost la granița dintre mari imperii, la confluența dintre acestea, ne-a costat... Țaristul, otomanul, nu? Ne-a costat foarte mult până la urmă. Da. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune, pentru ce ne-a spus. Cu siguranță o să mai continuăm această discuție și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc și ori de câte ori aștept cu dragă invitația dumneavoastră și îmi pare bine de colaborare pe care o avem. Și vă mulțumim, dragi telespectatori. A fost cu noi domnul colonel Walter Roga, președintele Asociației Naționale Cultului Eroilor Regina Maria, filiala Gorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere! Vă ofer.